Oameni buni, am ajuns aici la fermă, la doamna Mărioară din Șeredeiu. Haideți, intrați să o vedeți. Să intrăm după dumneatale, ne ducem aici. Văd că domnul Cornel, bărbatul dumneatale, deja îi acolo în lontru și s-o apuca să cureță. Păi, trebuie datule de mâncare, ca să nu știu. Dacă le-o dat de mâncare. Că-l-i fome. Doamne, ajută, domnul Cornel. Bine v-am găsit și aici la fermă. Încă o dată să trăiți. Că de vreme ați umplut glaja de jim. Am deja dat de mâncare la vași. Vai, o grămadă de vași. Haideți mai în față, doamnă Mărioară. Așa mai către domnul Cornel, ca să vadă lumea care ne urmărește. Să stau lângă el, că toată viața asta lângă el, și la bine și la rău. De-a dreapta lui, de-a dreapta lui. Păi nici eu fără el și nici el fără mine. Da, corect. Deci doamna Mărioară a zis că ați plecat de la o vacă. Da. Și uite că ați ajuns să aveți peste 40 de capete, nu? Da. E adevărat. Multe. Nu știu ce să zic, dar noi suntem mulțumit de tot ce am realizat în anii ăștia. Nu ne-a fost ușor să mă înțelegeți că zi și noapte, vară, iarnă, noi suntem aici. Într-una. Da. Vară, iarnă, asta nu știu că e sărbătoare, că e duminică, că e Paști, că e Crăciun. Trebuie să fie aici. Da. Cred că fată o vacă, nu, domnul Cornel? Acolo. Așteptăm o jurincă să fete. Exact, e și povestesc mai devreme. Așteptăm o jurincă să fete și să dea Dumnezeu să fie bine, că o așteptăm. De câteva nopți vinim și o tot urmărim. Și facem cu schimbul. O tură viu eu, o tură vine Cornel și când îi trebuie ajutată. Mai ales vacile care au mai fătat, nu e așa de greu. Da. Dar jurincile trebuie ajutate. Uh-huh. Dacă nu putem noi, sunăm medicul, vine medicul domnul doctor Vulcu. Și ne ajută. Și ne ajută, da. Scăpăm și ne bucurăm. Am înțeles. Și suntem bucuroși. Ca să ții o jurincă, nu câștigi numai în momentul, după 3 ani de zile. După 3 ani de zile. Până atunci tot investești, o crești, da. Și atunci te bucuri. Da. Nu aștepți, cum să vă spun, nu poți să aștepți să câștigi numai atunci. Mm-hmm. Până atunci tot investim în ea. Da, 3 ani de zile. O să vă arăt, când ajungem acolo în capăt, o să vă arăt jurinca care trebuie să fete acum. Mm-hmm. Noi o așteptăm. Dar vaca cu care ați început, o mai aveți? Nu. Nu mai aveți? Nu. Dar de câtă vreme ați început să creșteți, să țineți, de fapt, vaci? Din 90... Cu 4 diboli. Da, 4 diboli am avut. Da. Și în sat erau diboli. Și era satul plin de diboli. Nu erau vaci. Uh-huh. Nu erau vaci. Da, lumea s-o trecut pe vaci și producția de lapte e mai mare la vaci, da, ca la diboli. Da. La diboli e mai puțină, dar e mai gras, e mai bun. Uh-huh. Dar și viță îi putem valorifica mai bine la vaci. Da. Viță de dibol nu îi prea putem, dar... Și atunci am început așa și am avut una, două, trei, s-o mulțit, anii au trecut și... Da, și vă mânați să țineți vaci. Mie dintotdeauna mi-e fost drag animalele. Și oile mi-e drag, dar cel mai mult mi-e drag vacile. Da. Eu când ajung aici, eu deja care văd că nu mănâncă, de ce-i cu ea? Nu rumăgă? Ce se întâmplă cu ea? Asta e bolnavă. Le simt, adică mi-e drag. Nu știu. Deci să simt și animalele. Da. Deci trebuie să fie un pic și volum. Trebuie să fie un pic volum ca să crești. Și eu chiar anul trecut, câte ferme s-au închis, pentru că de multe ori dacă tragi linie, noi dacă trageam linie nu le mai ținem. Da. Dar așa ne-am crescut copiii. Să știți că în 30 de ani de căsătorie, că anul ăsta avem 30 de ani de căsătorie, noi doi împreună nu am mers nicări. Poate nu mă credeți. Dar împreună să mergem amândoi la o baie, la nicări, nu ne-am putut duce pentru că să ne țineau legați. Da. Și mie nu-mi pare rău.
soțul iag la biserică și duminica, după ce ne terminăm de isprăgit, noi duminica mergem la biserică. Așa ne-am crescut și prunci, în frică de Dumnezeu, în lucru, că îi ne ajută. Am fost cu școli, cu servici, fatul a terminat, dar când vin acasă, îs la lucru, la baloț. Deci nu se trag de la lucru. Nu, că dacă ne văd pe noi bolunzi, trag și după noi. Da, da, da. Nu, am crescut așa cu noi. Poate că și ar fi, dar probabil că ce naști, da, da, e moștenește. Și corect, atunci, corect. Și noi suntem doi bolunzi, că dacă ar fi unul mai cu minte și să zică, mă, hai, nu mai facem asta. Uh-huh. Dar nu există niciun lucru ca să nu ne înțelegem orice facem. Da, da, da. Și... dar știu că aveți și doi băieți. Îmi cer iertare că v-am întrerupt. Și doi, da, băieți sunt așa apropiați de vași, de creșterea animalelor. Li-s dragi, dar îi zic mai mult să le lăsăm, că și noi suntem la o vârstă și... dar... noi suntem conștienți că așa cu băcuțele astea, așa cum am fost, noi am putut școlariza, i-am ținut la școală, uh-huh, pe fată în facultate și nu ne-am dus în străinătate, că puteam să mergem în străinătate, cum au făcut și alții, dar pe mine m-a legat mult pământul și satul și eu de aici nu m-am dus. Și am trudit, anul ăsta am pierdut, au fost ani în care era secetă și... n-am scos nimic, că-ți vinea să plângi, că m-am dus când o bătut într-un an gheața, că am venit de acolo și m-am apucat de plâns și am zis, Doamne, dacă Tu le-ai rânduit așa, n-avem ce să facem. Dar Dumnezeu ne-a rânduit, am avut și cu cele ține animalele și au fost și bucate, mai puține, le-am drămuit, m-am apucat și... da, da, da. Dar faceți față la bucate, să le faceți pe timp de vară. Să știți că facem cu sacrificii mari, cu datorii. Cred că oricine m-ar auzi, cred că îmi dă dreptate, se compensează una cu alta, dar ca să fie câștiguri mari, nu. Dar suntem mulțumiți, muncim cinstit, trudim toată ziua, noaptea dormim buștean că suntem rupt de obosâți și dimineața ne spălăm înapoi, Dumnezeu ne dă putere și... să mereți înainte, da, da, da. Haideți să merem o țărămă înainte. Văd că domnul Cornel, bărbatul din tale, deja s-a dus să le dă ei de mâncare. Păi văd că le dă, nu știu, Le dă filos. Silos presat. Le dă filos, îi mălai, mălai verde. Așa. Îi tocat, atunci e verde și călcat. E o sursă bună de... uitați, mălaiul e acolo, mălaiul verde. Da, 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 deja se și vede. De asta dau lapte. Mm-hmm. Dacă nu am avea pe timp de iarnă silos, producția de lapte din... avem și lucernă, am sămânțat trifoi, ghizdei, plante, da, da, furajere avem. S-a făcut... a fost anul trecut o secetă grozavă, că nu am avut ce să pască. Și trebuie să urci acolo pe mesej, că nu mai era nimic. Da, da, nici da. Nu am crezut că le-au mai putea ținea. Așa s-a îndurat, ne-au mai dat ploaie. Și astă toamnă am putut să cosim o tavă și lucernă, că după ploile alea au apucat și au crescut. Și am foliat balot și îl mănâncă. Noi zicem că e cozonac. Da, da, da. Zicem că e cozonac. Da. Totuși, aș vrea un pic, doamna Marioară, să mă întorc așa în spate. Da. Cine a fost cu ideea dintre dumneavoastră cu ținutul de vași? Badea Cornel, domnul zică, Cornel? Să zică Cornel. Sau dumneatale? Să zică Cornel. Domnul să Cornel. Să nu mă laud eu. Care o pornit? De unde a fost vâna? Mie mi-a plăcut oile. Am avut 97 de oi. Uh-huh. Cel mai multe. Și am zis că noi nu mergem să dormim noapte pe câmp și, da, da. Și avem și vaci, dar avem mai puțini. Uh-huh. Și am zis, domnule, rămâne cu vaci. Mie mi-a fost mai mult drag. Mai mult, eu mai am făcut drag. Vacile, eu am făcut oile. Și așa am crezut că... de comun acord că noi ținem vaci. Da. Da. No, dar am o întrebare întrebătoare pentru și care se uită la noi, doamna Mărioară. Să merită? Dacă să merită pentru cei care li drag să facă lucrul ăsta. Nu s-ar merita. Deci nu, nu s-ar merita. Nu. Că aici nu trebuie să fii leneș, nu trebuie să
Lasă că mă duc mâini, că lasă, trebuie să vii amu. Da, amu, da. Lasă, trebuie să le dai de mâncare. Uh-huh. Astea, nu le poți să le lași, să le pui ziarul că mă duc la nuntă sau mă duc în concediu, nu pot să merg nicării. Păi astea, dacă nu le dai de mâncare, fac urât aici. Corect, corect. Dar dacă ți-e drag, faci. Dar asta trebuie să-ți vină din interior. Sacrificii, dacă nu-ți place ceea ce faci, îi bai. Dar când ți-e drag, atunci mergi înainte. Eu vă spun, nu mi-e greu. Cu toate că la multă lume zice, mă, cum să mergi să stai toată ziua în mizerie și în ăsta? Dar, nu știu, mie mi-e drag. Da. Și ni drag. Și cât om putea le mai ținem, și cât om fi sănătoși, când nu, le lăsăm și de casă. Nu știu dacă băieță sau dintre copii, nu știu dacă ar face lucrul ăsta, nu știu. Noi ne-am bucurat. Că să știți că cum am putut, noi am mai investit, am mai luat și utilaje, am făcut și grajdul ăsta printr-un proiect în 2009. Noi ne-am străduit, că n-am avut nici. Da, da. Cum? N-am înțeles. Da, am luat și teren, da, da. Pentru că nu poți să ții. Și avem și pășuni arendată, dar tot când e a tău, păi iată, da, nu da, poți corect. Să ții animale pe terenul altul, oamenilor, că trebuie răsplătiți. Și absolut. Și am luat și teren. Eu vă spun că simt că rădăcinile mele spre înfipte în pământ. Nu știu de ce, dar asta zi eu. Eu vă spun sincer că da, asta zi eu. A zis când am fost acasă că dumneata le ieși cu hârtile, cu partea de hârtie și bărbatul mai mult cu lucru. Că el mă trimite pe mine, duce tu. Cred că oamenii care ne urmăresc deja observă că bărbatul una într-una e acolo cu roba da. Și le dă de mâncare da, la vaci. Da, să știți că ne completăm unul pe altul. El e mai ușor să zică Mărioară, du-te și le rezolvă, du-te vină, du-te adă motorină, du-te rezolvă da, hârtile. Da. Că, să știți că știți câtă hârțogărie e și cu astea. Cred, cred. Că acum, la partea de hârtie am vrut să ajung cu dumneatale, vis-a-vis de fondurile europene. Se rentează, sunt folositoare fondurile da. Astea europene. Da, dar care trebuie să te zbați foarte mult. Adică să nu-ți fie groză că mâine să te duci înapoi. Când am început să facem proiectul atunci, eu am fost așa de ambițioasă că nimic nu stătea în cale. Uh-huh. Și în fiecare zi meream și să vă imaginați că vineam dimineața în graj, după aia trebuia să mă bag sub duș, că nu pot să mă duc, că rup nasul la toată lumea pe unde meream. Trebuia da, să da, mă da. Bag sub duș, să-mi pregătesc hârtiile și să mă duc să rezolv. Îmi spunea, nu-i bine, trebuie altceva. În ce zi, veneam înapoi, eu când ajungeam trebuia să-mi iau cizmele sau ăsta și să vin înapoi în graj la lucru. Da, da, și să le dau de mâncare. Și aveam și copii. Că eu mă bucur de viața mea. M-am măritat tânără, am făcut 3 copii, dar eu mă bucur că toată viața mea a fost familie, animale, biserică și asta e viața mea. Atâta, și da, dar da. Eu sunt foarte mulțumită. Uh-huh. Dar cu ce vacă vă lăudați, doamna Mărioară, cel mai tare? Deci mie tăche mi-s dragi și sunt tinere. Uh-huh. Adică ca să primim sprijinul cuplat, trebuie să fie până în 10 ani, deci să fie fătat odată și noi am încercat să ne încadrăm ca să putem beneficia, că corect. Și banii sunt puțini, ni dau când ni dau, noi așteptăm și acum trebuie însămânțat, subvenții ne trebuie, mai avem da, datorii da. Că trebuie să plătim îngrășămintele de anul trecut, nu le-am ăsta și sigur, nu, asta e realitatea. Îi și investiție, corect, corect. Să știți că toată viața o trebuie să tot investim. Uh-huh. Și pentru ele și pentru noi. Și acum încercăm să investim în genetică, să fie cât mai productive de lapte. Și vara le ținem acolo în pășune, nu le aducem ca să nu bată atâta drum pe jos, să le fie, merem noi. Da, 2 da, km, 300 în fiecare zi, dus în tot. Dar acolo când te duci, nicio grijă nu ai. Cred, eu cred. Când ajung acolo, avem acolo un izvor laic, cum îi spune, eu când ajung acolo, și dacă mă dore capul, și dacă să nu te mai dore nimic. Da, 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 corect, corect. Aer curat, apă bună și mă duc unde îmi place. Da, da. No, dar cu fondurile europene, cei care pot și îl ajută Dumnezeu să facă, e un ajutor. Mă trebuie să te lupți atât de mult că în al treilea an, când am început noi proiectul, mi-au spus că nu se poate construi. Și eu am zis, nu pot să cred că după 3 ani de zile, în fiecare zi să mă duc să-mi spună că nu pot. Că nu se poate. Nu se poate. Trebuie să mă ajutați.
trebuie să mă ajutați să-l fac. Și uite că l-am făcut. Da, da, da. Dar, nu, pierdiciți multe. Mă, că nu trăschelași. Corect, 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 da, da, da. Așa, hai să mergem încolo, doamna Mărioară, către domnul Cornel să vedem. Ce mai zice și domnul Cornel, cam cu dumneavoastră. Dar să știți că eu vorbesc mult și eu îl completez pentru că el nu vorbește mult, da. Dar vorbesc eu și pentru da. Da, trebuie să le spun eu la lor care ne urmăresc că dumneata este așa mai vorbăreață. Ăsta e defectul meu. Da, domnul Cornel când zice, zice o vorbă cu greutate și atâta. Cum are treaba domnul Cornel? E bine. E bine? Foarte bine. Deci e bine, am înțeles că aici undeva e vaca care trebuie să fete, așa e juninca. E acolo, aha. Da. Ce fel de soi să este, domnul Cornel? Bălțată românească. Bălțată românească. Și tati este numai bălțată românească. Numai bălțată, că deci așa a fost în zonă. Și am luat prima dată și am rămas cu bălțată. Uh-huh. Deci nu-mi place Holstein-ul. E sclav. Deci trebuie și viței, nu pot să-i vin. Da, da. E mai mult lapte. Da, măcar aici viței bun, deci trec. Sunt care țin cu ceva, că două, n-are unde da laptele și vine și îi dau cu ceam vițel și îl ține, îl vinde, iar mai vin. Da, da, da. Uh-huh. Dar da, ăla de Holstein nu merge la bun. Trebuie investit mult în el, nu? Nu, nu-i de carne. Nu-i de carne. Nu-i rasă de carne și... Da, da, da. Deci noi suntem mulțumiți și la noi în pășune, poșta eu n-am mers. Da, da, da. Deci o vacă mai pretențioasă, trebuie să o filmă pe grea. Am înțeles. Da. Așa, e lapte, și acum, cum îi dai, așa e. Corect, corect. Deci dacă îi dai bucate. Deci dacă îi dai ceva bun, îți dă. Da, da, da. Deci vă arăt acum o jurincă la prima frontare și ia să vedeți în spate, acolo trebuie să vedeți și o uzărare. Aici văd că aveți un vițel. Este a... Asta e nu e multă vreme. E de origine? Da, de origine. Da, da, da. Hai de mine și pulpa are vaca asta. Acum da. Da. Are o pulpă. N-am crezut că nu facă până acum. Dimineața s-o pregăti, dar... Ar trebui să fete înșetul. Cât de iute. Azi noapte am avut... Poate la noapte, da. Sau după ce ne ducem noi. Azi noapte la 2 am avut una. Da, da, da. Viniți și noapte, așa-i? La ele. Într-una. O dată de două ori, când știi că avem pătări, să verificăm că... Da, da. Este că fată sau nu poate făta. Și a fost când am găsit un canal. Da, da, da. Și ăsta acolo, în balie, urci, și dacă îl tragem... Da. Cam cât de lapte dă o vacă la o mulsoare? Acum... Între 25. Deci avem și acum care o fătat, deci după cum le-am și selectat, avem care au ajuns la 30. La 30 de litri? La fătare. Deci o medie... 20-25. Până în 15, deci media e cu deci, polactatie. Da, da, da. Sunt care sunt bune. Acum mai sunt, mai trebuie după schimbate. Cum mâncă, după cum au mâncat. Da, depinde da. Și în pășune, deci cum e anul. Dar noi de acasă ne-am trudit ca să le adunăm pe iarnă, să nu... Deci nu ne place să ținem animale și să nu fie... De calitate. Da, da, da. Le punem pricezne la vaci, le punem muzică. Văd că le punem și muzică, asta voiam să vă întreb. Dau lapte mai mult? Da, îți relaxate atunci. Îți mai relaxate. Da. Da, da, da. Deci, e adevărat atunci când le pui muzică, dau lapte mai mult. Îți relaxate și îți liniștite și ne place și nouă. Da, da, da. Ascultăm rugăciuni, pricezni, mai punem muzică. Parcă merem cu spornicul. Și, da. Mie chiar îmi place. Și nici nu mai am nicio grijă, nici nu mă gândesc că mi-e greu. Parcă vă cunosc, doamna Mărioară. Așa se întind după mâncare. Credeți că ne spun când li fome? Serios? Da.
dacă deschidem grajdul și intrăm, deja ele toate sunt cu privire spre noi și încerc să spună Dani de mâncare. Da, 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 da. Ia, de cum le cerți astea? E 3 ori pe zi, veniți la ele. E două. E două. E două. Mhm. Noi mai venim la ele și mai ales în perioada asta când sunt fătările. Când fată, da, da, da. Da, da. Avem noroc că nu suntem departe. Deci n-aș putea să zic de câte ori mele și venim într-o zi. Da, cred, cred. Da? Venim de câte ori e nevoie. Îmi să dau tărâțele. Îi dăm tărâțe. Uh-huh. Deci după silosă de tărâța. Da. Dar de ce? Deci care nu-l mănâncă, că mai stau. Da, da. Acum îl mănâncă totul tot. Am înțeles. Deci lin până la beton, deci tot. Cam asta e toată mișcarea astăzi pe la fermă. Până asta. De seară la mulți, nu? Până de seară, dar acum vine un balot de lucernă. Vine și un balot de lucernă. Hai de mie. O grămadă de bucată. Da. Se da. Da. Păi numai... Dacă le-am vinge, deci tărâțile și silozul și asta, deci am câștigat mai bine. Dacă ați vinge? Da. Bucatele, da, da, da. Da. Uh-huh. Deci ar fi mai bine, n-am da. Lucrat. Da. Numai... Mie place a lucra. Asta e defectul asta nostru. Asta am vrut să zic, da, da, da. Aici până la urmă e vorba despre drag. Da. Deci dacă nu ai drag, nu da. Poți cu sâla să-l faci pe om ca să meargă la lucru, nu-l poți, dacă lui nu-i drag. Corect, corect. Dar și la care e drag nu-l poți opri. Da, da. Nu-l poți opri, că nu poate stampat. Lasă scoală dimineață bună, îmi merg la deci, lucru. Cine face zootehnie, vine cu cap. Da, 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 așa. Zootehnia e cel mai greu, cred că e cel mai greu domeniu după mină. După mină? După mină, asta e părerea mea. Uh-huh. Nu știu dacă mă contrazic unii. Dar acolo da, e greu că te bagi în fundul pământului, nu știu cum ești. Aici ești la suprafață, dar munca e grea, foarte da. Grea. Dar eu repet, cui îi place și îi drag, să o facă. Da. Mai cât om pute, om mai până, face. Până la urmă, munca înnobilează omul. Da. Așa ca o ultimă întrebare, dacă ar fi, nu știu, tineri care ne urmăresc, asta e întrebarea pe care o adresez de fiecare dată când îi vorba de oierii, de oameni care țin vas sau așa mai departe. Dacă sunt tineri care ne urmăresc și vor să se apuce de a crește vași, le-ați recomanda să se apuce? Le-aș recomanda dacă li drag. Deci numai dacă li drag. Dacă li drag. Dacă nu se le abandoneze. Dar la cel care îi drag, că eu am văzut mulți tineri și eu vă urmăresc și am văzut, sunt care nu ai cum să-l faci. Orice ei spune, că nu-i bine, că nu câștigi, că el acolo trăiește, acolo e viața lui. Așa da. Cum e anul ăsta aici. Corect, corect. Și să ne dea Dumnezeu sănătate, să le dea la toți și să știți că e foarte important ce mănânci în ziua de astăzi. Chiar dacă ni-i greu, și zile și nopți și dar măcar mănânci și vezi ce mănânci. Corect, da. Când da. Produci și mănânci sănătos, nu vedeți ce în magazine, în supermarket, nu mai știi ce mănânci. Ne cumpărăm bolă. Da, măcar da, aici știm, ai mult un lapte, mănânci un carne. Da, da. Eu zic că asta e foarte important. Sigur că da. Și multă... ești acasă, nu ești în sănătate alături la de copii, da. De familie. Da, vă bătu vreodată gândul să mergeți încolo peste hotar? Pe mine. Serios? Da. Că eu am zis că vedem că câți bani să fac și mi-era că noi în agricultura asta parcă bătem pasul pe loc. Și am zis, bă, mergem în străinătate. Dar o avem pe socra acasă, că socrul a murit și eu am rămas singură și eu am rămas cu ea. El era la servici și după aia s-o lăsa și de servici și eu am rămas aici. Că și eu am terminat, dar numai un liceu am terminat, n-am făcut facultate, ca și erau vremurile atunci. Că după ce am terminat liceul, m-am și măritat. Încă au zis că să nici nu termin liceul, ca... dar nu se poate. Am zis termin liceul și după aia da, da. Nu-mi pare rău deloc. M-am măritat la 18 ani. Tânără, tânără. Da, la 18 ani da. Și am făcut 3 prunci și așteptăm, Doamne, dă-ne și nepoți și... Doamne, ajută! Și peste 40 de capete de oi, de vași, îmi cer iertare. Cu oile, ce ați făcut, măi, țineți oi? E hobby, e plăcere, pentru un miel și pentru ăsta, da, ales puține. Câte oi sunt? 35. 35, păi totuși. Numai pentru prieteni, așa că e un miel de Paște. Da, da, da. Și să știți că când e dor și tăiem câte un miel... nouă ne place carne de miel.
Și noi o mâncam tot, adică și păsa, numai la Paști, când îi tăiem. Noi am mâncat și care fată mai târziu și mai rămâne câte un miel mai mic și nu poți ăsta, îl mai tăiem păstăvară, la surechi. Așa e obiceiul, așa e tradiția la noi, nu știu pe alte părți. Da, da. Dar ne tinește că le-am crescut noi și mâncăm liniștit. Da, corect. Domnul Cornel, mulți ani fain că m-ați primit în fermă. Eu o iau pe doamna Mărioară și ne ducem către casă. Și el rămâne la fermă, da, continuare. Mare mulțumire, mă bucur tare mult că am reușit să ajung și la fermă. Data trecută a fost mai frig, a fost omăt, așa au fost vremurile atunci, dar niciodată nu-i târziu. Și poate le făgăduim oamenilor care ne urmăresc, doamna Mărioară, să ieșim și la primăvară sau la vară, dar la iarbă verde, și să le televizăm așa frumos pe hotar. Acolo sunt raiul lor. Da, da. Laic. Laic? Laic. Da, da. Pășunea, unde e în Lazuri? Îi duc până acolo 10 minute. Da, dăm o fugă și până acolo, Abadea Cornel. Noi vă așteptăm, vă mulțumim. Mulțumesc. Doamne ajută la toată lume. Putere de muncă la toți. Corect, corect. Voie bună, spor mult să aveți și doamna preotează, haideați lângă mine. Cam unietate întindem aici în povești, că trebuie, doamna preoteasă, tare mult să vă mulțumesc că m-ați reinvitat pe coclaurile din Șeredeiu. Mă bucur încă o dată tare mult că am ajuns aici la doamna Mărioară la fermă și la domnul Cornel și sper ca data viitoare să mă îmblăm așa o țâră pe coclaurile de aici din Șeredeiu, pe la alți oameni gospodari. Cu drag, mulțumim că ai venit la noi și data viitoare cu alte surprize și cu alți oameni frumoși din Șeredei, te aștept cu drag. Să dai Dumnezeu voie bună, oameni dragi de aici din Șeredeiu, și să dai Dumnezeu să ne revedem cu bine, numai bine. Ajută.